băieții au fost din nou, au fost extraordinari. O dorință de victorie, un spirit de luptă și de o dăruire în apărare în care toate meciurile de la Suceava așa le-am jucat și nu putem decât să ne scoatem pălăria în fața acestor minunați băieți și în fața minunatului public sucevean, care din nou a fost la înălțime și ținem să le mulțumim. Chiar sunt al 8-lea jucător, cum a scris pe acea pancardă în etapa trecută de acasă. Din păcate, cam toate meciurile noastre seamănă, au un anumit tipar. Prima repriză o jucăm bine, la pauză de obicei suntem în avantaj chiar și pe teren străin, apoi urmează un picaj în repriza a doua, când echipa adversă, ca și astăzi, s-au dus la 3-4 goluri, dar le ziceam băieților pe bancă, ca de fiecare dată finalul este al nostru și așa a fost și astăzi. Am avut și puțin noroc, au intrat mingile în poartă și așa s-a scris istoria. Ne bucurăm pentru acest rezultat și mergem la Dinamo să le oferim o replică frumoasă campionilor. Cam al treilea meci în care avem probleme prin minutul 45. Reușim să mergem la 3 goluri, însă nu gestionăm bine finalul de joc. Vedem unde am greșit și încercăm să muncim în continuare, să reparăm unele greșeli. Noi am avut șansa noastră, cum am spus, în minutul 45 am avut câteva situații de 1-1, n-am fost destul de inspirați, acolo aveam ocazia să rupem jocul, ei au crezut până la final și au întors rezultatul. Da, ne așteptam la un meci greu, mereu meciurile cu Suceava au fost grele, anul trecut i-am bătut de 3 ori la un gol și din păcate anul ăsta s-a întors roata. N-am știut să gestionăm acel avantaj de 3 goluri, au venit la egal și din păcate la egal ne-am precipitat și am vrut să revenim foarte repede înapoi în joc și am făcut prostii. Suntem bucuroși pentru această victorie, aveam nevoie de aceste 3 puncte. După o înfrângere la Buzău, la un gol, chiar ne-am dorit foarte mult, ne-am mobilizat. Toată săptămâna am muncit exemplar, am tras din greu împotriva unei echipe de tradiție în handbalul românesc și suntem foarte bucuroși pentru această victorie. Despre tine personal, cum ai caracteriza jocul tău? Ești foarte laudat pentru agresivitatea ta pe faza de apărare și pentru determinare. Da, pot să spun că am evoluat foarte mult de când am venit la Suceava. Am încredere maximă de la antrenori și asta mă ajută foarte mult. Simt că prind un elan foarte mare și sper să o țin tot așa.